Salut tuturor! Astăzi vreau să vă învăț cum desenăm o vază cu flori și florile de azi vor fi floarea soarelui. Deci, haideți să începem cam cu ce începem de obicei, axa, cam unde vrem să desenăm noi. Deci o să înceapă cam de pe aici, axa, așa. Și aproximativ, eu zic să împărțim cam în jumătate, aproximativ, iarăși, pentru că aici o să fie florile și aici o să fie vaza. Și să ne gândim la o formă de vază. Eu zic să fie gâtul îngust și corpul puțin mai mare și să vină aici iarăși îngust, da? Deci noi o să ne folosim foarte mult de această linie. Și totul trebuie să fie egal pe o parte și pe alta acestei linii. Deci să începem cu linia de sus. Cam cât de îngust vrem să fie gâtul la vază. Deci vedeți, segmentele acestea sunt aproximativ egale, da? Apoi, de aici vreau să vină puțin mai îngust. Iarăși un segmențial. Iarăși bucata asta este aproximativ egală. Apoi, din coace o să vreau să fie mai mare. Și apoi, iarăși, vine spre mai mic. Deci, luați-vă timp să desenați aceste segmente, aproximativ cum le-am desenat eu. Și când terminați, puteți puneți pauză, apoi treceți la următoarea parte. Aici, vom... Au zis cățelușa, vrea atenție. Vom desena așa, un fel de oval. Și aici, iarăși, puțin oval, ca să dăm impresia de formă, forma acestei vaze. Și începem să o construim. Mai rotunjit așa. Aici puteți să faceți forma dacă vreți mai îngustă, cum doriți voi, sau dacă vreți mai lată. Eu am vrut să fac una așa mai exagerată. Da? Și unim aceste linii. Op. Și vaza este aproape gata. Pe urmă să ștergem liniile care nu ne trebuiesc. Iar acum zic să facem 3 flori de floarea soarelui. Și ele o să fie destul de simple. Facem așa, una aici, una aici și una aici. Acum în interior facem, aici o să fie mai întunecat, colorați pe urmă, da? Aici iarăși mai întunecat și aici mai întunecat. Bun, acum începem cu petalele. Petalele sunt destul de înguste. Și au toate aceleași forme, dar o să revenim cu încă un rând de desubt, dar putem să facem rândul ăsta pe urmă, da? Și repetați aceste petale. De fapt, puteți să faceți cercul ăsta din mijloc mai mare. Pe urmă să ștergem în interior. Așa o să fie, cred că mai bine. Eu mă uit la cățeluș că se joacă. Așa și al doilea rând. Codița. Și să facem o frunză. Frunzele sunt destul de mari. Și vin cam așa.
Și e același lucru cu celelalte flori. Puteți să faceți petale mai mari, mai mici. Puteți să decideți că floarea asta vine sub aceasta sau deasupra. Și al doilea rând de petale. Iarăși o frunzuliță desenăm. Și aici putem să mai desenăm una. Coada și încă o frunză. Așa. Și acum vom șterge liniile care nu ne trebuiesc. Puteți să faceți uzoare la vază dacă doriți. Puteți să mai adăugați niște linii la vază, cum doriți. Iată vaza. Și dacă doriți, în loc de floarea soarelui să desenați garoafe, vă arăt aici ca să vedeți. Desenați așa, fel de triunghiuleț, codița, frunzele sunt mai subțiri și de aici începem să facem așa mai niște creți. Vedeți? Și iată garafă, dacă vreți să faceți mai multe garafe în loc de floarea soarelui. Și după aceea colorați în culorile care vreți voi, da? Și iată, bază cu flori.